Și iată că aici, ce este al meu, gândurile, privirea și inima, cu ai respirație, ce plânge într-una, doctore, ce plânge mereu. Ce n-am făcut? I-am dat zbuciumul plăcerilor și alergarea privirilor. I-am procurat monezile strălucitoare ale mândriei și focul modern al bucuriei. I-am cumpărat câmpii cu fantasme, i-am spus în fiecare seară anecdote și basme. Ca să se simtă bine, doctore, ca să se simtă bine, dar ea e tot mereu bolnavă și plânge în mine. Ce n-am făcut? I-am cântărit pasiuni și diversitate. I-am adus tensiuni și clipe și glorie în fața tribunalelor ce nu se mai satură de victorie. Am venit cu inima mea, Doamne, la consultație să-mi spun un diagnostic, o explicație și poate că se va face bine. Nu e prea târziu să fie ultima consultație? Ce zici, doctore? Ce zici? Doctorul vieții privește și tace. A coborât pacea din veșnicie și ți-a dat-o sobei, ca inima, cu ploaie din cer, să crească, să cunoască, să știe. A aprins un foc mare pe Golgota cu lemne din crucea iubirii, ca la căldura lui să se topească monezile firii. Ți-a zâmbit inimii tale încruntate, la refuzurile ei repetate, nu și-a vărsat paharul de iubire umplut cu bunătate. Acum, când timpul se scurge spre secundele prăbușirii, vii și tu cu inima ta pentru a încerca ultima speranță a izbăvirii. Și pentru că, în cer, cărțile se scriu, întreb tulburat, nu e prea târziu să fie ultima consultație? Ce zici, doctore? Ce zici? Și cel ce-a sprijinit cerul cu o cruce și pe care a înfipt-o adânc, surpând a mormântului groapă prea rece, cel care cu puterea respirației lui a întreținut focul Golgotei mereu prea aprins, ca să vadă și cel ce în rătăcire era prins. Și cel ce n-a vărsat niciun strop de bunătate din paharul plin al iubirii, prea veacuri purtate, speranța vindecării tale și doctorul tău îți spune inimii tale însetate. Dă jos drențele tale învechite de ură udate, dezbracă-te de cămașa rătăcirii și de veșmântul adânc și purtat și uzat al firii și primește haina aceasta albă a neprihănirii, această haină albă fără nicio cusătură, pentru că ți este frig și tu ai nevoie de căldură. Dă inimii tale această comoară, acest bulgăre de aur al credinței, ca să cumperi cu el toate speranțele și iubirile cerului și liniștea cunoștinței. Ia această alifie ca inima ta să vadă, din drumul pierdut să reînvie, să creadă. Primește, omule, această rețetă scrisă cu sângele cerului și lacrima sfântă, ca să fie pace în inima ta, să fie sănătos și să-ți meargă bine. Deci, ascultă, cine știe, poate e ultima melodie a se cânta, poate e cea din urmă consultație, poate cea din urmă.